Bună seara, dragii mei. A trebuit să mă ridic, să răspund și s-a întrerupt etala. Vă rog frumos să ascultați cu răbdare. Așa fac eu în ultima vreme, etalele lungi. Sper să vă găsiți răspunsurile la întrebări. Deci am spus viziunea, ce simte, ce gândește referitor la o situație. V-am prezentat mai devreme aspect din situația pe care o trăiți. Ideea este că trebuie să se facă o alegere. Două cărți care sugerează alegerea referitor la o nouă călătorie între două suflete. O nouă călătorie. Interesant că a apărut călătoria și aici, în această fecioară, se vede o cărare. O cărare, un portal, o lumină îndepărtare. Există posibilități. Sunteți iar tot numărul 2. În acest an puteți să manifestați ceva. Este că sunteți la început unii dintre voi. O să mai cer totuși o clarificare. Sunteți la început de drum, la început de prietenie, la început de ceva. Nu știu de ce. În acest moment, imaginea îmi sugerează Alice în Țara Minunilor. Sunteți, parcă, intrați într-o altă dimensiune în care puteți să întâlniți lucruri fantastice, să manifestați lucruri pe care în realitatea sau în viața anterioară, în viața asta, sau în realitatea aceasta, n-ați putut manifesta. Nu zic musai că aveți călătorii, că vă întâlniți în alte spații. Este că puteți manifesta ceva ce alții nu au reușit să manifeste în această realitate. E și voi și iepurașul. Există această creativitate, fertilitate, ca și opțiune, ca și potențial. Dar, hai totuși, dar trebuie să se aleagă. Ori voi trebuie să alegeți între un alt personaj care vă ține pe loc încăpățânat și acest personaj, ori ei. Posibil, da. Ori voi, ori ei, să trebuiască să alegeți între două suflete perechi. Să fiți, da. Să fii și cu acesta suflet pereche și cu acesta suflet pereche. Și e greu de ales, da? Unul eventual să fie mai spiritual decât celălalt. Dar celălalt să fie eventual mai pasional, mai, știți. Hai totuși, mai dăm o carte pe această fecioară. Deci situația de acum, văd regele de pământ și cinci de cupe. Cinci de cupe poate să fie decesul cuiva, regrete, pierderi, da? Sau lacrimi din cauza unei dezamăgiri. Regele de pământ este energie masculină, foarte ancorată în această realitate. Interesant cum simt cărțile. Situația aceasta în care suferiți, plângeți. Este și din cauza că cineva, repet, trebuie să aleagă, a trebuit să aleagă între voi și alt suflet pereche, voi trebuie să alegeți, sau poate și unul și altul, să alegeți între alte suflete perechi și acest suflet, da? Însă, este totuși o mare diferență de vibrație. Unul, repet, este foarte pragmatic, celălalt foarte visător. Foarte, foarte visător. Și totuși, da, mie îmi place mai mult Alice în Țara Minunilor. Pentru că Alice în Țara Minunilor își caută destinul. Regele de Pământ are impresia că își creează destinul în funcție de cât a acumulat. Că și-a creat un destin important, fabulos, în funcție de cât a acumulat ce a creat fizic. Dar nu e așa, evident. Aici este un adevăr care trebuie descoperit. Asul de spade sau asul de aer. În stare nemanifestată, comunicarea în adevăr, îndreptate, probabil nu s-a comunicat clar, nu s-a spus adevărul, dorința este foarte mare, posibil să fie de la distanță, însă unul își dorește mai mult vindecare, mai mult comunicare emoțională, celălalt își dorește pasiune. Pasiune, da? Și aici, oricum, ce dorește unul și celălalt, nici că nu este, nu e exprimat,
Nici că nu... Nu s-a înțeles. Iar doi, iar. Posibil, totuși, unul dintre voi, vedeți care este, 7 de spade. Iar între 7 de spade și 6 de cupe, trebuie să aleagă, da? Între o minciună, da? Interesant, 10 de... Minciuna fiind această construcție financiară, 10 de pământ, sau relație de lungă durată, sau familie, aici este minciuna. Cineva aici se sabotează, singur, singur. Așa a fost învățat, Monseur scrie, Monseur citește. Așa a fost învățat că trebuie să facă bani și că dacă are bani, are succes, e fericit, dar aici s-a păcălit. Și este pus în fața faptului în care trebuie să aleagă între un event, un suflet pereche, poate să fie membru al familiei sau cineva din familie sau persoană căsătorită, da? Un suflet, să zic, karmic sau poate nu e karmic, poate e un suflet pereche. Da? Dar pentru acel nivel, da? Pentru acea dimensiune. Și între voi, să zicem, care veniți cu ceva care ține de suflet. De-aia și suferiți, că aveți empatie, pentru că puneți suflet, pentru că aveți idealul, pentru că aveți așteptări înalte. Da? Voi încercați să vă puneți sufletul pe tavă, celălalt vă urmărește, vă dorește, dar nu spune nimic. Se dorește o împăcare. Se dorește o împăcare. Dacă s-a manifestat tot ce are, voi știți, o separare, vom vedea dacă s-a manifestat, însă, în acest moment, este o suferință. Lacrimi. Hai să și vedem de ce, totuși. Ce frumoasă imagine. Iar parcă ar fi aici, în Alice în Țara Minunilor. Avem atâtea locuri frumoase pe acest pământ. În această țară. Și în această țară. În fine. Interesantă. Fecioara are aici numărul 2, care e numărul Marii Preotese. Este un mister. Este un secret. Este ceva ce trece dincolo de vălul care este în spatele, ce se petrece în spatele vălului Marii Preotese. O nouă lume, noi dimensiuni se deschid. Da? Și mai este și Fecioara, care pentru mine înseamnă vindecare. Cineva se vindecă trecând în alte dimensiuni. Lucru mai greu de înțeles pentru Regele de Pământ, ci pentru poate unii care ascultați și așteptați răspunsuri despre Regele de Pământ. Nu știu. Dar totuși, dacă ascultați aceste talării, dacă veniți la acest canal, înseamnă că totuși înțelegeți, vă place. Ceva e. Sper să fie. Ok. De ce? Interesant. Unul muncește. Și celălalt e foarte tandru, foarte amabil. Unul muncește. Aha. Și celălalt, arma sa secretă este intuiția, creativitatea. Wow. Celălalt își transformă realitatea. Wow. Prin amabilitate. Prea multă amabilitate, prea multă empatie. Și uite, așa se ajunge la lacrimi. Eventual, celălalt care este, da, muncește și e realist, e conștient de această realitate în care suntem, da, de lilieci, de pericole, de situații neplăcute, de conflicte și a devenit oarecum ca mediul în care este, da? Mai ursus, mai realist, da? Și cealaltă persoană, așa simt că este, cealaltă persoană încearcă să fie tantră, amabilă, se ofere posibilitatea să intre în această nouă dimensiune. Și am senzația că o perioadă acest personaj a încercat să-și schimbe oarecum aspectul, dar în sine e neschimbat. Trebuie să se transforme. Ați încercat să le oferiți o oază de ceva. O nouă dimensiune, invitați într-o nouă dimensiune, bine, pentru nu, pentru toată lumea. Să le creați. Vedeți cum decriptați acest mesaj. Poate să fie, poate chiar să fie real. Adică nu că nu poate să nu fie real. Vai, și eu la ora asta îmi exprim anapoda și nu...
amabilitate. Da. Și totuși există suferință și dezamăgire. Poate că celălalt, unul dintre voi, bănuiesc această persoană, se concentrează prea mult pe muncă. Prea mult pe muncă, eventual și pe familie. Da? Și se pare irealistă, absurdă, ciudată invitația în această lume. Ce înseamnă această lume pentru voi? Ah, nu, stai să rămân aici că... Început să amestec, dar de fapt aici la capătul setului de cărți nu se iau decât ultimile două cu pe acestea le-am păstrat. Apare intuiția, bastet, fizica și vulturul perelii, observatorul. Iar unul foarte conectat la intuiție și celălalt la intuiție, dar dintr-o altă perspectivă mentală. Dar iar, degeaba e metal dacă acest personaj nu are deschis al treilea ochi. Poate că urmează ca, rămâne de văzut cum se vor arăta cărțile, urmează ca acest personaj să descopere că există și altceva afară de realitatea în care trăiește. Muncă, casă, eventual cunoștințe, prieteni, petreceri, ce ori mai fi, dar e muncă, casă, e acest pământ. Da? Nu alte dimensiuni, nu alte sfere, nu alte stări, nu... Ce e intuiție, mânaj? Dacă ești amabil, probabil că ești și prost în viziunea sau prea picat din cer sau trăiești în alte luminate. Ești prea amabil. În fine, cred că totuși cineva trebuie să-și schimbe viziunea, să vadă lucrurile altfel. Eventual să se conecteze la intuiția sa. Posibil pentru unii să fie și un trio. Da, o persoană ascunsă, clar. Apare o persoană ascunsă. Posibil între voi doi să fie o persoană ascunsă. O, da. Mersi de inspirație. Și aici am descris parcă. Hai să amestec cărțile. Să vedem ce gândești referitor la această situație. Interesant. 10 de spirale, dar vine invers. 10 de spirale e acest moment de intersecție de drumuri. Unul dă înapoi, interesant cum vine mesajul, unul dă înapoi, celălalt își urmează drumul. Iar doi. Doi de spade, l-am văzut și mai devreme. Ce gândește doi de spade? Nu. O pun separat. Doi de spade. Probabil că s-a manifestat după aceste regrete, s-a manifestat un blocaj în comunicare. Ori voi, ori ei, cineva blochează comunicarea. Tocmai? Ia uite, doi, trebuie decis. Între două cuiburi, între două potențiale. Mai să fie... Ce dor îmi e să merg la munte? Ce gândește despre această situație? Interesant, sufletele am dorura. Se vor transforma în această, ia uite, 6 de oglinzi. În această relație, ce-o fi? Prietenie, relație, dragoste, colaborare, temperanța, 6 de cupe, temperanța. Ce gândești? Dacă e tăcere, probabil că își dorește o împăcare. Dar e conștient că trebuie să aibă răbdare pentru că există o natură toxică a lor. Eu cred că este a lor. Pentru că este cavalerul de spirale. Cavalerul de spirale este aventurier. Ah, interesant.
cum vine alt mesaj. Posibil acest aventurier să se descopere în relație cu voi, într-un fel sau altul, adică să fie foarte atras, pentru că voi și diavolul, foarte atras. Mai dăm o carte. Da, regele de cupe și soarele, adică are sentimente profunde și atracție fizică, asul de spirale. Ce gândește? Orică se sunteți al naibii de atractivi, al naibii de atractivi. Fucking sexy. Fucking sexy. Așa a venit canalizarea. Ștă, naibii de sexy. Ce gândește? Că e cazul să se comunice ceva. Teoretic ar trebui să comunice ei, nu? Că ei se gândesc să comunice, nu? Magicianul vor să manifeste. Vor să manifeste. Probabil, dacă s-a întâmplat ceva, o să manifeste vindecare. Temperanța și șase de cupe, amândouă înseamnă vindecare. Colaborare, aș spune, cu voi. Dar este foarte posibil ori să apară o atracție foarte intensă între voi, între timp, ori să apară o a treia persoană, pentru că văd aici a treia persoană. Vedeți unde sunteți. Pentru că totuși acești lilieci îmi sugerează niște invidioși, niște persoane invidioși. Oh, da, interesant cum vine mesajul. Posibil cineva încearcă să intre în spațiul vostru sacru. Al vostru personal, cei care ascultați, ca să vă brueze creația. Nu știu pentru cine vorbi. Există totuși o intervenție, da? Pentru că, în general, la 5 de cupe, cineva plânge în fața a 3 cupe și are în spate 2 de cupe, da? Prietenia, împăcarea sau cele două suflete și cele două suflete și a treia persoană, da? Dezamăgirea. Așadar, ceva s-a întâmplat. Incapacitatea de decizie a cuiva, da? 2-2-2-2. Nu știe să-și plănuiască acțiunea, nu știe să intre în acțiune, de fapt. Dați în urmă și vedeți sau un videoclip anterior, da? Mulți doi. Are de ales între două femei, între job și femei, între... Ați văzut două femei, da? Mai devreme. Patru de cupe. Patru de cupe, cinci de cupe, da? Sunt regrete. Este o oportunitate pierdută. Dar pierdută pentru că a apărut o altă persoană, să înțeleg. O altă persoană a apărut. O tentație cu cavalerul de bâte și diavolul, o tentație a apărut. Și celălalt a ales altă persoană și v-a lăsat pe voi plângând, eventual. Și totuși gândește că această atitudine manipulatoare poate fi vindecată, poate fi iertată. Îi puteți ierta, pentru că știu că sunteți suflete perechi, știu că sunteți sensibili, știu că sunteți plini de empatie, compasiune, da? Rămâne de văzut ce alte cărți apar. Dar dacă se bazează pe sensibilitatea voastră și puterea voastră de a ierta, nu puteți face o surpriză până învață lecția. Zic și eu. Da, poate n-ar fi cazul să zic. Nu știu. Am zis.
Vedem și la clarificări. 9 de monede. Da, cineva pleacă să-și vadă de drumul său. Posibil voi. Posibil voi. Pentru că aici este femeie. S-a creat ceva. E o fundație, totuși. Ceva. S-a creat. Aveți bază dacă vreți să continuați. Dar cineva a plecat să-și vadă de drumul său. Cred că totuși e această energie. Ar putea fi. Pentru că dacă cineva nu se implică, doar unul se implică, iau de-a spatul de monede pe care l-am văzut mai devreme, iar minciunele. Da? Regele de spade. Poetul, scribul. Da? Cel care vorbește frumos, dar vă păcălește. Și totuși ține la voi într-un fel sau altul. Hai să vedem ce simte Marele Preot. Lumea, psihe. Luna. Asta vrea să iasă? Și 10 de monede. Două suflete perechi, măi. Cavalerul de cupe. Asul de spade, 9 de cupe. Îndrăgostiții, măi. 4 de cupe. Această supărare, această situație îi va ajuta să... 5 de cupe, de fapt. Iau, de 5 și 5 de cupe, da? După ce? 5 de spade. După 10 de spade. După trădare. A fost o trădare. A fost suferință. Au fost jocuri mentale. Dar, repet, unul reușește prin imaginație și creativitate să se vindece de aceste proiecții, de aceste suferințe. Și celălalt, în această perioadă de suferință, de regret, de abandon, începe să simtă, de fapt, dragostea. Și este pus în situația în care ce alege? Să manifeste suferință, să producă suferință, sau să manifeste această senzație de prea plin, 9 de cupe, 10, da? 9 de cupe. Aici este, trebuie să aleagă. Iar alegere, de aceasta e alegerea importantă. Nu 2 de spade, nu 2 de băte, nu 2 de foc, am tot văzut, da? Chiar îndrăgostiții. Vă completați, am zis. Unul guvernează foarte bine, managerizează această realitate, celălalt, alte realități. Și ce e foarte interesant. Da. Celălalt, pur și simplu, reușește să, prin această energie pozitivă, feciorenică, știu, copilăroasă, pură, efectiv separă spațiile, vibrațiile, înțelegeți? Ce frumos. Da. Ei, și acest personaj, ce simte? Simte dragoste, dar nu arată. Simte emoții, dar nu arată, că sunt în zona nearătatului, subconștientului, nevăzutului, eventual neexprimatului. Simte că ar trebui manifestat adevărul, exprimat, spus, se, toate acestea. Da? Și regretele și conștiința faptului că au trădat, că v-au rănit măcar, dacă nu v-au trădat, măcar v-au rănit, dar am văzut totuși o a treia persoană, da? Mască. Și că a trebuit să vină cavalerul de cupe cu niște scuze și cu suficientă pasiune cât să vă împăcați doi de cupe, că sunteți suflete perechi. Ce simte? Copilul din vin din ei, probabil acum renaște psihe. Simte că iese dintr-o carapace. Începe să iasă sufletul său dintr-o carapace, că descoperă că are suflet, nu știu. Exact. Descoperă că are suflet, psihe. Și totuși, există în aceste emoții, uite, luna, în poziția emoțiilor, sunt și frici. Frica de emoții. Simte că are nevoie să se împământenească. Regele de monede și 10 de monede. Are nevoie să se împământenească.
Am zis corect, vedeți. Corectați-mă, că mai greșesc și eu. Whatever. Sunt și eu posită. Da, mă, pământenire. Pământenire. E ok. Marele preot. Simte că sunteți o ființă divină, un copil divin. Cu un suflet. Foarte frumos. Dar simte și o oarecare teamă că sunteți prea înconjurați de emoții, prea izolați de această lume. Vă izolați de această realitate. Și este teamă să vă urmeze. Și-ar dori lucruri reale. Da, dacă s-ar putea să fiți 10 de monede împreună, dar unii dintre voi... Vedem și la clarificări. Ce simt? Posibil să fie și o căsătorie cu 10 de monede și mare preot sau o poziție importantă la locul de muncă a uneia dintre voi, a ei, a lor, a celor care sunt în această energie. Da? Masculinul. Energia aceasta masculină și feminină. Masculină. E cu munca, cu hai să facem bani, 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 bani. Posibil, da? Ori căsnicie, ori familie cu mulți bani sau dorința de a-și face, de a face bani ca să aibă familie, de ca și că nu poți să faci familie chiar și când ai mai puțin bani, da? Dacă e o căsnicie, este teamă că între voi lucrurile s-au încheiat din cauza celei de-a treia persoană. Cea de-a treia persoană e o persoană care are mască. O persoană care încearcă să pară ca ei, dar nu sunt ca ei. De fapt, ce vreau să zic? Voi sunteți suflete perechi, chiar dacă sunteți diferiți. Aveți ceva în comun, da? Sunteți suflete perechi. Cu alte cuvinte, puteți să fiți aici. Cele două pisicuțe. Dar cealaltă persoană, persoana karmică, din viața uneia dintre voi, încearcă să pară că este suflet pereche, dar este fals suflet pereche. De-aia am zis mai devreme că cineva trebuie să aleagă, dați în urmă ori la videoclipul anterior, cineva trebuie să aleagă, mai ales când am tras cărțile în zona asta, da? Între un suflet pereche și alt suflet pereche, dar celălalt suflet pereche este fals suflet pereche. Interesant, da? Ce zice aici? Egalitate. Și din cauza aceasta apar și confuzie și frica. Frica că s-a încheiat totul. Și că trebuie să revină la viața aceasta. Căsătorie, job, da? Nu de data, dar se pare că totuși era ceva frumos. Doar că a fost șocant de frumos. De irealist. E ca și când cineva te invită într-un... Alice în Țara Minunilor. Într-un film. Era, mi-aduc aminte o melodie și era un videoclip frumos, era o persoană în sală, se uita la film și la film, acolo pe ecranul mare la cinematograf, un cântăresc cânta. Și la un moment dat, din ecran, cântărețul a invitat-o pe cea care asculta acolo printre spectatori și a intrat în portal, a intrat în dimensiunea lui. Dar aici e... Voi ați invitat, dar ei nu au avut curajul să intre în dimensiunea voastră. Au încercat un pic, dar nu. Rămâne de văzut dacă reușesc. Și cum era melodia, o să caut videoclipul. Ceva cu Sweet Dreams. Nu e ce vă gândiți voi, altă era. Thank you.
de culcare. Melodie care alină. Ia uite. Se simte fericire, se simte. Interesant ar putea să fie și trezire. Soarele și diavolul. Și lupta. O luptă interioară. O luptă cu tendințele sale negative. O luptă cu ego-ul. Eventual o luptă cu adicțiile. Și uneori mi-aduc aminte melodia tocmai acum. O am în gând, dar nu e definită. E ca și când vezi un obiect în ceață. Cineva comenta că... oameni care comentează. Când primești informații, dar nu doar pe cale intuitivă și în realitate, da? În această realitate, cum e... Da, sunt momente în care e ceață. Nu înseamnă că nu le vezi, nu înseamnă că nu există. Este ceață. Încă n-are curajul. Sau n-are... Sau e prea orgolios să vină să ofere ceva. Baletul de monede a trebuit să vină să se întâlnească, să ofere ceva. Dar am văzut soarele și energia toxică. Poate să fie ego-ul cuiva. O să vedem ce înseamnă 6 de cupe. Clarificăm 6 de cupe. O să vedem 6 de cupe. Spânzuratul, da? Și 10 de bute. O situație care v-a ținut pe loc. V-a ținut pe loc, ia uite, spânzuratul și aici. Acest personaj v-a ținut pe loc. Ați încercat să-i chemați în dimensiunea voastră, în lumea voastră, plină de speranță, de optimism, de poezie. V-a ținut pe loc. Și voi ați stat pe loc. Ați încercat să fiți amabili, dar până v-o consumat. E un consum și de energie. Posibil, da. Și totuși dragoste este. 6 de cupe este. Iar 6 de cupe, 6 de cupe. Dragoste este. Unul a comunicat și celălalt a tot primit comunicarea. Ia uitați. Taca, 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 celălalt stă și așteaptă. Poate răspunde din când în când. Dacă este într-un contract, ia uite, justiția și 10 de monede, căsătorii toată ziua. Dar face ceva, ce vrea când vrea. Căsătorii toată ziua, dar face ce vrea când vrea. Temperanța. Gândește eventual că v-ați săturat, de-aia și suferiți. V-ați săturat. Sau dacă nu v-ați săturat, o să vină un moment în care vă săturați. Temperanța, te rog frumos. Ia. Justiția și temperanța. Trebuie să echilibreze situația. Trebuie să vindece. Da? Și să o echilibreze. Să facă dreptate. Gândește că e cazul. Da? Ca să poată schimba energia. Deocamdată sunt în conflicte interioare, în griji, în stres mental, în programe. Simt, intuiesc că e cazul să schimbe energia. Și cum o poate schimba? Făcând dreptate. Cum se face dreptate? Echilibrând lucrurile, vindecând, manifestând dreptate. Da? Poate spun de mai multe ori același lucru. Hai să ne cavalerul de bâte. Clarificăm cavalerul de bâte. Și acest cavaler? Cavalerul de bâte și 4 de bâte? Interesant. E o tentație în afara casei? Poate că voi sunteți o tentație în afara casei, în afara căsniciei. Poate că voi sunteți o tentație. Al naibii de sexy. What the fuck? Freaking sexy. Fucking sexy. Încă mă au vecine și e târziu. Fucking sexy. Da. E ocazie. Da. Cumva spuneți și mie. Cumva v-au abandonat, nu? Cavalerul și 4 de bâte.
Clarificăm și diavolul. Era cât pe ce, dar diavolul. Vedem. 9 de cupe. Ops. Magicianul și mare preot. Ce gândesc? Măi, faceți fericit că de-aia a văzut și soarele. Dar, posibil... Vedeți, să încerce să se detașeze, că are tendința să meargă spre 8 de cupe. Să încerce să se detașeze pentru că e prea tentant. Prea tentant. Unul e foarte tradițional, celălalt foarte neconvențional. Da? Magicianul. Ia uite, și mare preot. Unul intră așa, în dimensiuni, cum vorbește, cum creează. Spectacol. Celălalt e tradițional. Dar e interesant ce e și cu unul 6. Îndrăgostiți-vă, vă completați. Dăm o carte pe acest 9 de cupe și diavolul. 8 de cupe, extraordinar. Hai că o pun la loc, doar am zis-o. Am zis-o. Încearcă să se detașeze. Ori poate, voi, speranța lor, bucuria lor, încercați să vă detașați tentația aceasta. Dacă voi vă simțiți tentați, tentația, poate voi vă detașați. Dacă nu, dacă nu sunteți în această zonă, există o tentație. Încearcă totul să se detașeze. Ia, clarificăm valetul de spade. Depinde unde sunteți, cine sunteți. Valetul de spade, opa, și moartea. Da, situația dintre voi este la punctul limită, da? Ori ați încheiat, că de-aia se și plânge, nu? Am zis că cineva plânge după moarte. Moarte, pe moartea relației, da? Că ei plâng, că voi plângeți, că voi ați plâns înainte și acum nu mai plângeți, da? Și acum plâng ei. Variază, voi știți. Ce gândesc? Din cauza unei comunicări imature, de obicei valetul de spade imatur în comunicare, și totuși, acel... tot comunicarea poate să fie cea care poate să renască situația dintre voi. Dar nu imatură, eventual. Acum e tăcere. Tăcere, dezamăgire. Asta gândește. Totuși mai dăm o carte pentru moarte. Asta e ce vede. Mai dăm o carte pentru moarte. Clarifică moarte. Da. Comunicare imatură. Și ar fi preferat, eventual, ar fi preferat să flirteze. Rămâne de văzut dacă, eu știu, cine sunteți voi acum. Tentația sau persoana din căsătorie cu care sunt căsătoriți, rămâne de văzut. Dar, da? Lacrimi, regrete, așteptări, respingeri, ocazii pierdute. Asta gândește. Hai să vedem ce simte. Marele preot. Oh, nu sunt multe. Am văzut 8 de spade. De bute. Un posibil o fi comunicat prea spiritual. 8 de băte cu mare preot, cineva încerca să comunice spiritual, să îndemne într-o nouă direcție. Și celălalt ar prefera să stea în responsabilitățile sale. Eventual. Mare preot, da. Iar 3. Mare preot și 6 de monede.
Situația în sine i-a pus, i-a forțat, nu că i-a forțat, i-a pus într-o postură în care, sau v-a pus, dar nu, este vorba de ei, da? În care să dea în două direcții. Ce simte? Iar responsabilități și totuși în spate o stea, e o speranță. Se poate accesa și această zonă astrală, multidimensională, da? S-ar putea întâlni cu destinul. Și destinul le poate aduce persoana divină, bărbatul, femeia divină. Dar depinde de ei cum comunică. Deocamdată am impresia, așa simt eu, că sunt închiși. Deocamdată așa îi simt închiși. Clarificăm lumea. Cavalerul de bâte. S-a încheiat. Da? Aventura, tentația. Pentru că s-a așteptat prea mult această manifestare. A rămas nemanifestat în zona nevăzutului, nemanifestatului, conștientului. Astfel de monede nu s-a manifestat. S-a așteptat foarte mult pentru el. Cineva are parte de trezire. Bănuiesc că voi. Da? Hai să mai vedem. Pentru unii e posibil, dar vedem în continuare cum arată. Pentru unii e posibil să simtă totuși nevoia, impulsul să vină spre voi, chiar dacă lucrurile s-au încheiat. Am văzut moartea și lumea și văd regrete, da? Impulsul să vină în continuare, pentru că se simt foarte atrași. Nu se pot detașa. Ar încerca, dar nu se poate să se detașeze emoțional. Ar încerca, dar nu se poate. Deci, am zis, pentru unii e posibil, vedem ce vine în continuare, să-și dorească să manifeste asul de monede. Un nou început. Stabil. Rămâne de văzut. Magicianul. Și-ar dori un nou început, dar rămâne de văzut. În ce sens va fi acest nou început? Să fie doar o împăcare și să rămâneți tot așa în trei sau... Să aleagă. Clarifică luna. Luna. Clarifică luna. Te rog frumos. Pentru numărul 3. Clarifică luna. Hai, mă. Ia uite. Măi, e tăcere. E tăcere. Sunt confuzii. Sunt frici. Ah. Dacă i-ați blocat din cauza că nu s-au deschis și că nu v-au ales, le este tare frică de acest blocaj. Știu că trebuie să comunice. 3 cărți care vorbesc despre comunicare. 4 cu cavalerul de cupe. Și totuși sunt conflicte, poate e și a treia persoană. Sau jocuri mentale. Dacă nu sunt conflicte, sunt jocuri mentale. Ce simte? Clarificăm 10 de monede. 10 de monede. Sunt multe, dar ați văzut și voi luna, iar frici. Vai, vai, vai. Simte că din cauza că are o familie sau job sau ce am zis mai devreme, dragii mei, fuge de voi, fuge de temperanță, fuge de temperanță, de vindecare, de femeia sau personajul, da? Care îi vindecă, dar și atrage. Dar e o tentație. E o chestie intoxicantă, obsedantă. Simte și atracție față de voi?
și simte și multă dragoste și ca potențialul de a se vindeca, de a se echilibra lângă voi și totuși fuge din cauza că e acest 10 de monede. Are stabilitate financiară. Aș vrea să-mi spuneți cum rezonați. Iar asul de monede știe că ar trebui să ofere asul. Începutul v-a lăsat? Da, a fost un. Fost trei persoane. Două persoane, un cuplu și o a treia persoană care a tras atenția pentru că era altfel. Și totuși v-a lăsat. Eu știu pe cine, unde sunteți, nu știu unde sunteți. Ori aici în cuplu, ori aici în față. Ați fost lăsați. Ori fuge de căsătorie, ori fuge de tentație. Pentru că tentația e dulce și are capacități de vindecare. Nu doar atracție fizică. Până la urmă, hai să vedem. O imagine mai simplificată despre situația dintre voi. Acțiuni în această perioadă nu prea par. Ar vrea, dar nu e foarte convingător. Pentru că știe că dacă vine, tot așa, vine, pleacă, vine, pleacă, capitolul rămâne încheiat. De-aia trebuie să aleagă. Și totuși își face griji dacă i-ați blocat, își face foarte multe griji. Știe că trebuie să se rezolve lucrurile, să se echilibreze, v-am mai spus. Viziunea despre această situație, cum o vede? Cum o vede? Nu, făceam cu clarificatorii, făceam cu asta. Cum vede această situație? Nu uitați, da? Că ultima oară s-a oprit aici, da? Dați în urmă. Cum o vede această situație dintre voi? Posibil să nu prea văd cărți în care să pară să sufere foarte mult. Există mai degrabă un blocaj mental, există frică, conștientizează că trebuie să aleagă eventual ori fuge, ori minte pe unul, ori pe altul. Dar eventual poate să fie și invers. Poate simte că voi mințiți dacă voi sunteți căsătoriți. Asul de spirale. Atracție, pasiune. Un început, ceva la început, da? Roata norocului, întâlnire predestinată. O schimbare de energie. Asul de spirale. Aici. Regele de cupe. Interesant. Două persoane foarte diferite. Roata norocului. Cum vede situația? Situația se poate schimba dacă se exprimă dragoste, dacă se manifestă dragoste, compasiune, empatie, nu doar atracția fizică. La capătul setului de cărți, iată, cineva este posibil să se simtă și el părăsit sau ea și să spere la o vindecare, la o rezolvare. Regele de spade iar și în spate, doi de cupe. Cele două suflete perechi. Posibil să am senzația că un pic mai încolo se va trezi. E conștient la nivel logic. Practic,
de anumite lucruri, dar ca și acțiune, ca implicare, cred că un pic mai încolo se trezește. Pentru că oricum persoana este, da, pragmatică, regele de spade, regele de pute, de monede, în ce sens? Are inteligența aceasta a realității de zi cu zi. Celălalt are mai multă intuiție, nu că n-are inteligență. Are în plus intuiție, creativitate, calități subtile și fine. E, să zic cu alte cuvinte, o ajustare de energie între voi. De stil. Sfatul. M-ați întrebat cum vede situația. Poate facem o continuare mai peste câteva zile, peste o săptămână. Ce hotărâre ia? Cum vede e una, ce hotărăște alta și cum acționează. În principiu, conștient de ce se întâmplă. Cam așa vede situația. Că sunteți o tentație, că e o tentație, că e ceva... Amabilitatea, da? Lumea aceasta fantastică, secretă, o lume secretă. O lume secretă. O lume minunată. Concentrați-vă pe pozitiv, asta e sfatul. Concentrați-vă, nu mai plângeți, nu mai regretați, concentrați-vă pe pozitiv, pe aceste capacități pe care le aveți, eventual, dacă sunteți aici. Interesant, apropo de amabilitate. Probabil că celălalt, a, da, am înțeles, înseamnă că asta e pentru ei, a trebui. Să-și descopere latura amabilă, sinele, blând. Nu cred că e vorba de voi, cred că e vorba de ei. Dar voi, concentrați-vă pe latura voastră pozitivă. Dragii mei, eu știu cât v-a fost de folos, a fost vorba în această etalare despre cum văd ei situația. N-am căutat încă să văd ce acțiuni au, ci cum văd. Cum gândesc, cum simt. După cum vedeți, se poate vorbi foarte mult la o etalare. Rămâne să fac și partea a doua. Zilele astea, repet, cum acționează. Dacă vreți, vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau. Am închide-te. Nu vrea? Ia uite că nu vrea. Mai vrea să sai pa?